Și la Fuci exact aceeași poveste, fake Gucci egal Fuci. Văd o grămadă de copii, adolescenți care... Nu știu ce trebuie să mai explic acest vers. Au venit banii, Andrei. Mi-a zis, bă, să fac o mișcare, dar eu nu știu să fac mișcări de genul acesta. Ăsta este genius. Fuci Fuprim e plină promenada, de la Dragon au toți Valenciaga. Mă flexez, mă flexez, niciun stres. Totul e fake, totul e fake AliExpress. Toți sunt fake, toți sunt fake AliExpress. Ești un fake, ești un fake. Fuci Fuprim, deci mă refer la fake-urile de Gucci și fake-urile de Supreme. Foarte mulți încearcă să imite brandurile astea, să pară că sunt hypebeast, dar ei nu sunt și nu scrie Supreme, că ar trebui să scrie Supreme așa, pe tot, în tot, scrie Supreme, mă, fără e. Ăla se numește Fuprim. Știți și voi ce înseamnă Fuprim de acum încolo. Și la Fuci exact aceeași poveste, fake Gucci egal Fuci. Văd o grămadă de copii, adolescenți, care efectiv încearcă să se flexeze așa cu haine de-aștia și până la urmă ales niște imitații, nu sunt reale. Nu poți să te flexezi cu haine de-aștia fake, înțelegi? Și promenada mai are și sensul de stradă, deci poți să zici că și strada e plină de fake-uri și pe stradă vezi o grămadă de fake-uri. Înțelegeți? Și când zic că mă flexez, înseamnă că îmi cumpăr ce vreau și efectiv nu am niciun stres, nici măcar nu mă chinui și lumea tot zice că mă flexez, înțelegi? Asta înseamnă să te flexezi așa fără să te intereseze de lume. Pe efectiv îți cumperi ce îți place și lumea zice că te flexezi, dar tu doar te porți cum vrei. Majoritatea oamenilor care își cumpără fake-uri își cumpără de la Dragonul Roșu, e un centru comercial de ăștia cu niște verde Luceanu acolo. Vând ei niște tricouri, le-au făcut ei acasă sau pe vapor. Și de acolo sunt ok să-și cumpere, că de unde altcineva să găsești imitații? Că nimeni nu vinde imitații, adică ce, te duci la Gucci, vă spurați, dați-mi și mie o imitație la jumătate de preț dacă aveți sau... Înțelegi ce zic? Ăștia care n-au drum pe acolo, pe la Dragonul Roșu și comandă, zic direct, alu AliExpress-ul, trimite și mie 2-3 tricouri și aia e duma cu AliExpress. Cumpără de acolo hainele și te dai mare. Mi-a zis, bă, să fac o mișcare, dar eu nu știu să fac mișcări de genul acesta. Ăsta este genius. Atâtea greșeli pe tine, cheamă pe Eurovision, sosul ăla mare vine, hatere, ai grijă. Se referă la faptul că tu ai foarte multe greșeli pe tine și că Eurovision ar trebui să vină să te inspecteze, având în vedere că ești plin de greșeli și că de asemenea ar trebui să ai grijă, pentru că noi mereu venim cu sos și ar trebui să ai grijă. Cred că ți-e teamă că miroși a fior, fake din cap până în picioare și n-ai niciun pic de spor. Aici am înlocuit Dior cu fior, gen Dior fake, și am făcut această minunată dumă, gen ți-e teamă că miroși a fior, gen ai un fior, te-ai prins, ce glumă, bă, vezi, mă? De fapt, noi am fost sponsorizați de vopseaua spor, ne-au dat bani, ca să spunem acest vers, se referă la faptul că nu ai vopsea spor ca să vopsești. Pe mod avion, asta este o referință la binecunoscuta piesă, Five Gang, mod avion. Flexezi haine din obor, vezi că n-ai câte tu-uri, trebuie pe Louis Vuitton. Nu știu ce trebuie să mai explic acest vers, având în vedere că cred că se explică singur. Ești un fake fără haz, fata ți-o găsești la mine, totul designer în colecție de firme. Atâta timp cât ești un fake, te îmbraci urât, ai haine nasoale, ai personalitate nașpa, cum să nu-ți plece fata la cineva mai cool? Îmi place să cumpăr o grămadă de haine de ăștia de designer, că sunt mai fain făcute, au acolo un design original și îmi place să le port. Și având atât de multe, deja am colecție, am și dubluri, am și ăștia, fac schimb, ce să fac, le păstrez pe toate. Dior nu fior ce să găsească la tine, ai maxim două dume și alea sunt luate din filme. Deja ați înțeles de la Shelly de unde vine fior, adică fake Dior, Dior nu fior și comparația e că eu sunt Dior și tu ești fior, adică tu ești un fake, înțelegi? Și ce să găsească la tine? Normal că n-are ce să găsească la tine pentru că tu ești un fake, înțelegi? Ai maxim două dume și alea sunt luate din filme. Păi ăștia două dume, că te dai cu șmecher, că îl dai pe acolo, Gucci, că ai viața mea, nu știu ce. Păi ăștia nu sunt ale tale, mă, le iei tu de la alții. Calmează-te, bă, numai prima are valoare, tu nu mai ai. Vrei să te dai mare, ți-ai luat din bazar papucii, ai cel mai tare vinti, știi? Parcă scrie pe el Fuci. Văd o grămadă de băieți pe Instagram și deja mi s-a scârbit că încearcă să-l copieze. Tu trebuie să ai hazul tău, atâta timp cât tu nu ai hazul tău, cum poți să vii tu la mine cu pretenții? Adică, pe bune, cine ești tu? Ești o copie? În loc să-ți cumperi și tu papuci original de la Gucci, ți-ai luat și tu din bazar, adică niște imitații, niște fake-uri. Vinti știu ăla, știți ăla, descrie pe el Gucci. La tine nici măcar nu scrie Gucci, mă, n-a putut ăla pe vapor, iar trebuie rămâna, a scris până în loc de cât vrei să te mint. Toată lumea e linii pe spate de la Squad, eu și caz în Fear of God, oh my God. Știți modelul ăla
ăsta, da, este foarte copiat. Mulți se duc în mall și cumpără de la, aia, cum zice, New York, Los Angeles, nu știu cum îi zice. Efectiv, în loc să scrie white pe spate, scrie squad. Sună fain, știi? Și ce toată lumea își cumpără de acolo, că nu știu. Eu vreau să vă spun prin piața asta, bă, nu vă mai cumpărați chestii dacă nu știți ce înseamnă, că sunt niște knock-off-uri, nu sunt originale. În fine, nu poți zici că sunt fake, că sunt făcute de o firmă anume, dar nici originale sunt. Knock-off e un item de la pe care îl cumperi de la un magazin de fast fashion, din mall, de exemplu, și da, e făcut să semene cu un Gucci, cu un Off-White, dar el nu e, știi? Dar oamenii care își cumpără din mall, ei se gândesc că nu o să-și dea seama și nu o să-i deranjeze. Kazi e prietenul meu cel mai bun, știți că am și canalul ăla vlog de fish cu el. Da, ne plac hainele și-o dată cu câteva zile un ghiozdan Fear of God și m-am gândit că merge foarte bine versul ăsta, gen Fear of God, oh my God, cu scoade, rimează, bam! Știi că banii banii mă strigă gami gami. Știi când îți faci mai multe surse de venit și banii încep să strige la tine, gami gami, vino și ia-mă? Cam asta e treaba cu versul ăsta. AdSense, concerte, campanii, show-uri. Vreau să-mi fac un imperiu, Emporio Armani. Chiar vreau să-mi fac un imperiu. Și Emporio Armani era similar cu imperiu, cred că ți-a dat tu seama, nu? O tipă în club se uită pe mine, știe cine sunt, cred că vrea să-mi arate ce are pe dedesubt. E o chestie care se întâmplă destul de des când merg în cluburi, multe tipe care se uită pe mine și evident ele știu cine sunt și vor să-mi arate ce au pe dedesubt. Că și-o port mai eu, știi, când ies afară, e frig acum pe vremea asta. Dar poartă Fuci Fuci imitație de Gucci, s-a machiat pe întuneric, se dă bad în bujii. Multe dintre tipele astea poartă Gucci fake, imitații de Gucci, Fuci, s-ar spune la noi. Și vrei să te mint, unele dintre ele chiar se machiază oribil și se dau bede în bujii, fițe, loft, nuba, tot felul de arfe de astea, dar sunt machiate efectiv pe întuneric. Le fuge codița asta pe aici, e horror, nu vreau să te explic mai mult. Vrea să-i dau un tag, să-i crească urmăritorii, nici o șansă o rezolv și dispar ca un story. Multe dintre tipele astea, nu alea anterioare, că mai vin altele mai noi, îți dai seama. Vor să le dau un tag, să le crească și lor urmăritorii, că na, vai de ele, au 500 de follower, 1000 de follower, știi? Le rezolv, nicio problemă, știi cum e, dau și plec și după dispar ca un story, adică imediat. Dispar imediat, dau și plec. Fuci, fuprim, e